dimineața, dragilor! De pe un nou traseu spre vârful Moldoveanu, pe un vânt foarte puternic, și vom pleca deasupra tunelului Bâlea, cum din imagine se vede lacul Bâlea și tot complexul Bâlea, în față mai sus Muchia Bălii, și vom parcurge un traseu de 3 zile spre vârful Moldoveanu cu cazare la Cabana Podracu. Cazare în sensul că voi dormi la cort. Printre vârfurile care vor fi parcurse astăzi este jezerul Capre, până pe Răbușanu, Capra, vârful Arpașul Mare, vârful Mircii, podul Giurgiului și vom coborî la Cabana Podracu. Urmând a doua zi să urcăm spre vârful Moldoveanu. Vom vizita și lacuri, după cum vedeți, lacul Bâlea, care toată lumea știe. Urmează după el lacul Capra, lacul Buda, lacul podul Giurgiului, Podracu și în a treia zi vom vizita lacul Podrăgel. Și vom mai trece încă o dată pe lângă lacul Capra. Astăzi lacul Capra vom vedea deasupra de la vârful Capra. Vremea pe aceste 3 zile se anunță foarte bună, dar vântul bate destul de tare. Ne dorim o drumeție fără evenimente și să fie cât mai plăcută, fără ploaie și ce să zic, vă rog să mă urmăriți. Cu vârful Capra. Încă puțin și ajungem și noi. Salut! Și am ajuns și pe vânătarea lui Puteanu, 2507 metri, după cum se vede. Dar nu asta e important. Important e ce se vede. Tot la Tumunțoș, un tot al Băcărașul. Foarte frumos. Și ca să fac și o prezentare, fața aici, vârful Nededu cu Muchia Puteanu, da, unde se urcă iarna, să mergem traseu. În față nu o să distingi bine pe camerele Muchia Bălii, Lespezi, Călțun, Negoiu, în față, să vede și Scara, și Lăițelul, să vede. Aici am primul plan vârful Capra, iar cealaltă avem
legătura între Paști de Moarte, se vede Marpașul mic și mare. Se vede și puțin din vârful Parul de Fier cu vârful Mircii și în spate de tot și pe vârful Capra, 2494 de metri. Urmează coborârea. Foarte frumos. Peisajul este identic cu cel de pe vânătarea lui Buteanu. Ajungem la trecătura Trei Pași de Moarte și la fereastra Zmeilor, unde vom trece cu foarte mare atenție, o zonă mai expusă, ușor periculoasă. Dar până acolo, uitați-vă la imagine. De moarte pe care o vom parcurge cu mare atenție.
Și avem în față vârful Arpașul Mare și Parul de Fier. Pe, dincolo de creasta din față, creasta Parului de Fier o să fie lacul Buda. O să se vadă frumos. Și ideea este că încet încet ne apropiem de cabana Podrago. De aici, din poziția asta, ne va la 2 ore jumate. Și am ajuns și la monumentul Nerlinger, închinat lui Herta Ruzica în 1934, vieță dată. Dar în față, imaginea este incredibil de frumoasă. În față este Parul de Fier cu Arpașul și cu Mircii. Aici, în fața, avem lacul și fără importanță prea mare. Și am ajuns și pe vârful Arpașul Mare, un vârf secundar al traseului nostru, are 2468 de metri. Era o tăbliță, era prinsă, dar a rupt-o vântul, eu știu, sau... Na. Foarte frumos și cu o privire foarte frumoasă asupra lacului Podul Giurgiului, vârful Mircii, se vede Moldoveanu cu Viștea. Foarte, foarte frumos. Noi venim de la vânătarea Lubuteanu care se vede în față. Vă salut de pe vârful Mircii. Deci urmează urcarea către Șaua Podracu și apoi cabana Podracu. Traseu extrem de frumos. Și mă ajung și la cabana Podracu după un traseu lunguț, exclusiv alpin, cu coborâri și urcări destul de multe. Ce faci, bro?
Așa, și de aici dăm la cabana Podragu. Filmarea pe ziua de astăzi se va încheia aici, pentru că majoritatea știți dintre voi coborea de aici, așa că nu și-are rostul. Zona este foarte frumoasă. Grupul obosit și înfometat. Chisnit, ce înfometat. Salut! Așteptăm să vină și restul și continuăm cu coborile. Mâine o să luăm pe traseul care vedeți în față spre Moldoveanu. Un traseu mai ușor față de ziua de astăzi, mai ales că avem fluxacii mult mai ușori. Așa, chiar la un sfert din ce am cărat. Așa că mâine o să zburdăm până pe vârf. Ce să zic, zona este foarte frumoasă și vă doresc o seară cât mai frumoasă. Bună dimineața! În a doua zi de la încercarea noastră de a ajunge pe Moldoveanu, am urcat de la cabana Podragu, în Șaua Podragu. Am revenit de la ultima filmare care am făcut-o de ieri. Și astăzi vom încerca să ajungem pe vârful Moldoveanu. Și sperăm și vremea să ne ajute, deși atmosfera este foarte încărcată. Și exact. Păi da, păi tocmai că ar trebui să... Dar cum sunt ăștia la noi, trebuie să vin săptămână de săptămână, dar lasă-mă că mai am și eu oameni cu care mai am. Și... poate facem un grup ceva. Și am uitat fotbalul miercuri că au cerut niște colegi de-a lui Cristi. Și au venit... Auziți, băieți? Mergeți din coace. Ne strângem și după aia ne băgăm napi la poză. Dreapta? Da. Hai, alpinistul. Suntem pe ultima parte la vârful Moldoveanu, pe creasta dintre Viștea și Moldoveanu. Și avem în față Iezerul Triunghiular și traseul de la Fereastra Sâmbetei. La noi ne apropiem de Moldoveanu așa, încetul cu încetul.
Deja am părăsit vârful Moldoveanu și vârful Viștea. Să vedem față. Și ne uităm spre cabana Putragu. Trebuie să facem o saună. Facem. În lacul Putragu. Așa că probabil undeva la 3 ore o să fim la cabana. Mergem cu toții. Mergem cu toții, stai liniștit, nu te mai, că... Un peisaj foarte frumos în față. Cu vârful Mecii și Arpașul și vârful Podragul, se vede foarte puțin din el. Și aici e vârful Corabia. Și pe ziua de astăzi, după o tură ușoară, dar lunguță, oameni veseli, și ne pregătim spre cabana Podragu să coborâm. Bună dimineața, într-o nouă zi de drumeție din traseul Bâlea Moldoveanu. Suntem pe ultima zi și ne îndreptăm spre lacul Bâlea. În față ce se vine cabana Potragu. Cine se trezește de dimineață departe ajunge. Mai zi, ia mai zi o dată. Cine se trezește de dimineață departe ajunge. Da. De la Andrei am învățat. Corect. Cum spuneam, în față cabana Podragu, urcăm către căldărea Podrăgelului cu direcția către fereastra Zmeilor. Grupul este voios, plin de energie. Toți sunt dornici să meargă cât mai repede. În principal cu domn director. Zi, domn director, cum da? E cu mers? Ne deplasăm încetul cu încetul spre autoturismului noastre. Încetul cu încetul, cu cea mai mare viteză. În față avem căldarea Potrăgelului, lacul Potrăgel mai jos. Acum nu se vede așa bine, dar când o să fim pe cobor o să vadă foarte bine. Iar în față avem rezidențiile
vorbesc cu Negoiu și un ultimul plan și are în prim plan vânătoarea cu Puteanu și cu vârful Netedu. Apropiem și de lacul Capra, iar în față se vede monumentul alpiniștilor. Thank you.
și am ajuns și la lacul Bâlea. Finalul drumeții noastre. Pot să zic că iată cu succes. În care am marcat mai multe vârfuri din munții Făgăraș. Și ca să fac o enumerare rapidă, vârful Iezerul Caprei, Vânătarea lui Buteanu, vârful Capra, am urcat și pe Arpașul Mare, Mirci, apoi Viștea și vârful Moldovean. Iar lacurile care le-am vizitat, exceptând lacul Bâlea, lacul Capra, Buda, Podragul,